Oh, yes! Salutare, diecaster și buverii, la un nou episod, chiar aici pe Jaculta. Astăzi distrugem ambalajele mașinilor din 2023, Modern Classics, Car Culture, da? Avem Honda Civic, avem Miata, avem Alteța sau Lexus IS, cum vreți voi să-i spuneți, da? Dar începem cu Civic UEG, mașina compactă produsă de Honda, designer Koichi Hirata. Ca partea cele de-a 5-a generație a fost disponibilă în 3 stiluri de caroserie, fiecare cu cod intern diferit. Produsă din 91 și până în 95, Civic EG a devenit pur și simplu un cult. Am dreptate sau n-am dreptate, da? Bun așa, dar cel mai special acest Civic EG Hatch, da? A rupt în lumea Hot Wheels și a făcut debutul în 2020 în Fast and Furious Fast Tuners, dacă vă aduceți aminte, acel model galben, da? Și cu capota neagră, carbon, ceva de genul ăsta. Absolut splendidă, da? Produsă din 2020 și până în prezent de designer Ryu Asada. Chiar el a făcut-o, deci putem să le avem pe toate. Sunt doar 3 versiuni, Modern Classics Hello Kitty, Modern Classics Spoon și Fast Tuners, da? În 2023 au rupt cu acest livery, da, Spoon Sports, este modelul 1 din 5, caroseria este galbenă, farul și stopuri detaliate și livery-ul Spoon Sports, livery-ul ăsta absolut nebun. Șasiul este matte black, da, geamurile sunt smoke tint, interiorul este negru, iar roțile sunt Real Riders 6 Spoke Mag și trecem la Toyota Alteța. Cunoscut ca Lexus IS, da? De către unii, alții Toyota Alteța. Este o mașină executivă compactă, produsă de Toyota în 1998. A fost proiectată de Tomoyasu Nishi și Nobuyaki Katayama. IS a fost conceput ca un concurent al sedanelor de lux europene și a pus accent pe sportivitate. IS vine de la Intelligent Sport. Producția a încheiat-o în 2005. Odată cu introducerea următoarei generații de IS, unde s-a renunțat la numele ăsta, Alteța. Numele de Alteța s-a dus. Este New Entry, da? New Entry, produsă din 2023. Designer Mark Jones. Este modelul 2 din 5 din acest set, cu farul, stopuri și trimuri detaliate, bază metalică matte black, da? Geamurile sunt smoke tint, iar roțile sunt Real Riders 5 Spoke Modern, care se potrivesc absolut perfect pe caroseria asta. Trecem mai departe cu Fiat 131 Abarth, un sedan de familie mic fabricat de Fiat în 1974 și care a fost absolut haos. A folosit un design de caroserie din oțel și tracțiune spate și motor față, da? A varianta de rally a fost o versiune de producție limitată, construită în scopuri de omologare, în colaborare cu Bertone, Fiat și Abarth. O mașină de raliuri de mare succes, în special din grupa 4131, a câștigat raliuri pentru producători în 77, 78 și 80. Au fost produse doar 400 de bucăți! 400 de bucăți! Asta înseamnă să fie o nebunie în lumea colecționarilor auto. În lumea Hatton și-a făcut debutul fix în acest set 2023. A fost designer Mark Jones. Este modelul 3 din 5 din acest set, cu o caroserie de culoare roșie, farul și stopuri detaliate, smoke tints, da, și roțile sunt mini classic 4 spoke rear rider. Și trecem la Volkswagen Corrado VR6, este un coupe compact de 4 locuri liftback produs de, cine credeți, Karmann în Germania pentru Volkswagen în 1988 și 1995. Proiectat de Herbert Schaufer, mașina a acționat în esență ca un înlocuitor pentru Sirocco. VR6 a fost o versiune orientată spre performanța lui Corrado, iar producția s-a încheiat în 95. Au fost produse sub 100.000 de exemplare, ceea ce face din acest model unul extrem de rar și dorit de către fanii Volkswagen. Modelul de față prezintă un white body, un white body absolut senzațional, pur și simplu arcadele roților sunt extrem de umflate. Este absolut o nebunie. În lumea Hot Wheels și-a făcut debutul în acest set 2023. Designul este Phil Reilman. Este modelul 4 din 5 din acest set. Mai avem încă unul, da? Și avem această caroserie într-un Midnight Purple sau cum vreți voi să-i spuneți. Farul și stopuri detaliate,
baza este sau șasiul este tot negru mat, iar roțile sunt Real Rider 10 Spoke Modern, care sunt absolut preferatele mele, absolut preferatele mele, pentru că sunt foarte mari, sunt spițate și sincer m-am îndrăgostit de ele când am văzut RS6-le din Fast Wagons. Absolut spectaculos, absolut spectaculos. Și trecem și la modelul 5 din 5 din acest set, Mazda MX-5 Miata, prima generație de Mazda, produsă din 89 și până în 97. Nu știu dacă mai e nevoie să mai vorbesc de ea, este absolut senzațională în lumea Hot Wheels și a făcut debutul în Hot Wheels Speed Graphics în 2019, da? Iar designerul, Ryu Asada, se știe. Tot ce-i haos la Hot Wheels, Ryu Asada. În 2023 intră cu acest set în, pe scenă, da? Este modelul 5 din 5 din acest set, cu model vopsit în versiune Arctic Coke Green. Pasta nu știați. Arctic Coke Green. Da, fix așa se numește acest verde nebun. Eu îi zic mai simplu British Racing Green. Este modelul, culoarea consacrată pentru Mazda Miata. Are faruri, stopuri, trimuri detaliate. Culoarea șasiului este absolut negru mat, da? Și parbrizul este smoke tint, adică fumuriu, dar nu știu cum poți să ai în realitate un parbriz fumuriu. În fine, aici se poate. Roțile sunt Real Rider 8 Spoke, ceea ce sunt absolut senzaționale și se potrivesc extrem, extrem, extrem de bine pe mașină. Aș fi mers pe ele pe o culoare bronz, ceva de genul ăsta, însă și silver sunt destul de ok. Sunt genul Watanabe, da? Watanabe Wheels, cum sunt Koenig Rewind, dacă le știți jantele, sau mai sunt niște jante Japan Racing care copiază perfect acest stil Watanabe, da? Bun, așa, ăsta este setul, sper că v-a plăcut, țineți motoarele turate și visele vii, ne vedem în curând la un nou video, v-am pupat pe bască, spor la colecționat, ciao! So instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting